copiii să meargă la școală duminicală, grupa mică și grupa mare, și aș vrea să mai facem o rugăciune. Și la această rugăciune aș vrea să ne unim iarăși forțele și să ne rugăm împotriva dușmanului comun al nostru, nu unii împotriva altora, ci împotriva celui rău. În Efeseni, Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu ca să putem ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Nu degeaba acel rău poartă și titlul de Satana, acuzatorul, titlul de înșelătorul, pentru că misiunea lui este să înșele lumea întreagă. Scopul lui este să distrugă orice ființă umană, să o pângărească, să o pocească și să nu mai fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin violență, prin imoralitate sexuală și prin multe altele. Și nu-i suficient că face atât, dar și evanghelizează, ucenicizează, prin oamenii pe care și supune. Zilele acestea a fost mai mult decât amărât, parcă indignat de atitudinea celui rău, mascându-se după forme politice, după forme sociale și pătrunzând până în cele mai nebănuite locuri unde s-ar putea ascunde. Se folosește de mass media, se folosește de politică, de societatea din jur și pocește chipul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm împotriva unui dușman comun, împotriva celui rău. Sunt mai nou multe organizații care pătrund în școli, în școli unde încearcă să facă ucenici transexuali, homosexuali și toți travestiții. În Canada și în America deja există un program bine implementat de educație sexuală care participă, ascultați, învățători și educatori transexuali. Nu le-e suficient că nu poate să facă copii, dar vor să culeagă copiii din alte familii. Și programul acesta pervers, diabolic, merge și mai departe. Și prin tot felul de societăți din acestea care au în spate, în ghilimele, dorința de a-i scăpa pe copii de sub violența părinților, îi duc în astfel de centre sociale și ajung în brațele unor oameni fără inimă. Unor oameni care sunt pătați din creștetul capului până în vârful picioarelor și vor să învețe că nu se știe exact ce sunt acum, băieți sau fete. Vor alege ei când vor fi mai mari. Nu-l e rușine să dea o astfel de lecție, o astfel de învățătură, spunând că s-ar putea în sufletul copilului să se ascundă, de fapt, în sufletul unui băiat, în spatele unui băiat, să se ascundă un chip de fată. Vreau să vă spun că sunt mult mai multe lucrurile pe care le-am citit și pe care le-am auzit. Sunt groaznice, sunt viscerale. Îți vine să verși. Zilele acestea o mamă a plecat la grădiniță și s-a plâns pentru educația pe care a primit-o fata ei. Știți ce reacție au avut? Pentru că drepturile minorităților sunt pentru a le proteja, au fost extrem de violenți, au făcut-o în toată forma, habotnică, bigotă și înapoiată. Și cine crezi că a făcut lucrul acesta? Unul care nu se știe că e doamnă sau e domn. Nici nu știu ce îndemn să dau în seara aceasta. Cred că un singur îndemn aș vrea să-l dau. Dumnezeu să mustre toate uneltirile celui rău. Și Dumnezeu să dea de rușine, pentru că diavolul, v-am spus, nu e suficient că pângărește pe cineva.
De aceea au și misiunea de a uceniciza. Și nu se duc la oameni mari, că poate le-ar întoarce una. Se duc la copiii aceia care nu știu să o desebească stânga de dreapta. Acolo unde în mintea lui este o coală albă și pot să scrie ce vor ei. Dumnezeu să-i păzească pe copiii noștri, frați și surori. Sunt lucruri oribile care se întâmplă în lumea aceasta. Și pas cu pas, pe ascunse, vădite, sub legi acoperite, sub tot felul de idei moralizatoare, se ascund aceste perversiuni și imoralități sexuale. Au drepturi și încearcă prin legile din lumea aceasta, legile politice, prin justiție, să capete și mai multă putere. Și se spune că până acolo vor să ajungă încât copiii să poată decide în dreptul lor și să nu fie forțați de părinți. Dumnezeu să mustre lucruri din genul acesta. Aș vrea să ne rugăm, mă gândesc la copiii mei, am doi băieți. Nu știi niciodată când poți să ajungă pe mâna unor astfel de educatori. Și azi și mâine, poi mâine, te trezești că și în școlile de aici, și în Luton, și în Londra, unde o fi, se implementează astfel de educație, astfel de programe. Și dacă nu vrei să participi, o să-ți ia copilul, că zice că ești habotnic. Frați și surori, eu cred că avem un dușman comun împotriva căruia să luptăm. Și în seara aceasta aș vrea să mijlocim pentru copiii noștri. Aș vrea ca Dumnezeu să mustre, așa cum am mai spus și o mai spun, Dumnezeu să mustre așa cum știe El să mustre. Și orice duh al întunericului să pălească în fața lui Dumnezeu. Și copiii aceștia pe care îi creștem să fie copii care cresc în voia lui Dumnezeu, întipăriți în inima și în mintea lor cu cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să facem această rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Doamne!